Salutare! Astăzi vreau să vorbim puțin despre un nou obiectiv pe care l-am luat pentru camera mea Sony ZV-E10. Este un obiectiv de la Sony, 11 mm cu f1.8. Și aș vrea să vedem ce poate să ne ofere. E primul meu test cu el. Deci tot ceea ce veți vedea filmat acum este cu această lentilă. În momentul ăsta sunt cu 1x160 cu f2.2 și la un ISO de 500. O să ne mai jucăm de-a lungul timpului cu aceste setări. Eu am să le las pe display, astfel încât să vă faceți o idee dacă vi se potrivește acest obiectiv, dacă răspunde pentru ceea ce voi faceți. Din punctul meu de vedere, s-ar putea să fie o lentilă bunicică pentru partea asta de vlog, de travel. Are un pic, din ce am mai văzut pe alte videoclipuri pe YouTube, un pic de versatilitate în modul de utilizare. Însă, ulterior, tot pe acest canal o să apară și un video cu un obiectiv de la Sigma 16 mm 1.4. Și atunci o să ne facem o idee cât de bine ne putem folosi de una sau de alta. În momentul ăsta sunt afară, e iarnă, n-am cum să stau fără efectiv, e foarte frig. Și luminozitatea de afară este destul de bună, mediu spre foarte luminos. Adică nu este soare foarte puternic, dar nici ceață sau nori nu avem. O să văd asta la editare, pentru că în momentul ăsta ceea ce văd eu aici e diferit față de editare. În alt ordine de idei, nu uitați de butonul de like și de subscribe, să vă abonați la canalul meu, pentru că vom mai vorbi despre astfel de subiecte, astfel încât să aveți cât mai multe informații despre tot ce înseamnă un obiectiv bun pentru vlog sau pentru orice utilizări vreți vrea voi. Acum, spre exemplu, am intrat într-o zonă unde nu mai este așa mare luminozitate, adică sunt chiar la umbră, să zic așa, și o să vreau să umblu puțin la setări acum. Vreau să mă duc la f1.8, deci acum sunt pe 1.8, ISO tot 500, nu am de ce să dau mai mult acum și o să încerc să umblu și la, sunt la 1x60 acum, ceea ce cred că este foarte luminos. Hai să mă duc și la 1x50. 1x50 suntem așa. Din ce văd eu aici, s-ar putea să fie cam luminos, dar o să văd la editare cam cum stă treaba. O să mai las așa puțin pe f1.8. Este un obiectiv ultra wide. Ele de dimensiuni mici, dar chiar prinde destul de bine, mult mai bine decât kitul standard 16-50 de mm. Eu nu mă pricep la fotografie, asta ar fi de menționat, doar că o să mă ambiționez și am să mă duc la niște cursuri de fotografie. Pe partea de video, vlog, ok, facem ce putem. Doar că ceea ce vă explic vouă este pur din experiența mea, ca un utilizator simplu, cum ați fi și voi. Hai să mai umblăm un pic la o setare. Ne ducem la 1x320 suntem acum. Deci acum sunt cu 1x320 și f1.8. Ar trebui pe spate să am un blur. Și eu să fiu destul de în prim plan. Cam așa ar trebui. Din ce văd pe display-ul meu, se cam vede blur-ul ăla, adică e interesant. Apropo, sunetul pe care l-auziți acum este cu acest Sony HMB1M, pe care l-am și filmat pentru unboxing în clipul din dreapta sus. Și cred că ăsta ar putea să fie și un fel de review. Sunt pe stradă. Mă rog, trebuie să vă faceți o idee și despre sunet. Nu uitați că sunetul este foarte important.
Aștept de la voi în comentarii să-mi spuneți cum vi se pare că filmează acest obiectiv și ce părere aveți voi. Voi ce filmați? Voi ce videouri faceți? Sau dacă ați început un canal de YouTube, credeți că vi s-ar potrivi acest obiectiv? Dacă faceți travel, eu zic că s-ar putea să da, pentru că este foarte bun și pentru vlog, pentru că este wide și puteți să vă jucați și pe partea de fotografii. Am văzut la ce fac oamenii pe YouTube. Eu n-am făcut fotografie, dar am zis, o să mă duc să fac cursuri și o să fac cursuri chiar cu aparatul ăsta și cu obiectivul ăsta. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, acest subiect, apasă butonul de like, butonul de subscribe și zi-mi în comentarii cum ți se pare.